vorbești peste mine, vorbești urât și tu vorbești peste toată lumea, avem asta problema asta de 4 luni de zile, Luciana. Inclusiv acum vorbesc și vorbești odată cu mine. Da, da, da. Deci îmi place de tine. Deci acum păi îți place, dată, nu știu ce tine, da, ai ceva cu ce ai cu mine. De fiecare mine? Dată te da, iei fără motiv de Georgiana. Eu vreau, pe nu bune. Mă iau de ea, ia să ia. A, da, asta e. Aia, dar nu încetează că mă apucă acum pe tine. Vorbea cu iubitul meu și am avut tot dreptul să mă... Poftim. Putem? Poftim. Iubita mea de fiecare dată, stai liniștit. Da, tine. O lăsăm să vorbesc, că dispăreților, amândoi. Ho, că vorbește și ea, spune și ea o chestie. Chiar nu sunteți capabili să înțelegeți. Oh, Timpușor, să-ți explic așa ca la copiii aia ce le explicam eu la clasa a doua, ok? Te rog. Vorbea iubitul meu, Georgiana a avut ceva de obiectat și cum e iubitul meu, am avut o dreptul să spun și eu ceva, ok? În momentul în care am intervenit, Georgiana m-a jignit. Am lăsat așa, adică n-am jignit-o la rândul meu, înapoi. Hai să râdem că m-am prăpădit pe râs, am jignit-o. După ai intervenit și tu și m-ai jignit de 4 ori. Asta vreau să explic. Eu v-am spus că nu vă jignesc și vreau să nu fiu jignit. Mamă, deci, Adelina care vorbește, crede-mă, frumos. Crede-mă că nu-ți făcea, nu-ți făcea chestia aia dacă tu nu te duceai la ea și o instigai, că ai făcut tot toate felurile pe acolo. Bă, omule, odată, de două ori, trei ori. Dar, primul rând, dacă era o provocare, trebuia să te duci. Deci nu m-ai jignit niciodată. Stai să vin să văd mai bine. Să mă uit la spatele în această emisiune. Hai că... Dacă și eu sunt babă, diferența dintre mine și tine este de 2 ani. Nu știu care e babă și care da, e mușa, așa că nu mai zic, da? Așa. Dacă oricum mă numești babă, pare rău, dar jignești femeile de vârsta lui maică ta și a mamelor noastre. Cred, dacă mă numești pe mine babă, Georgiana, nu știu să spun. Băi, eu cred că adevărul îi doare și ei nu suportă chestia asta. Da, da, mai spus de tine și de Georgiana, sincer, ne doare de efectul. Păi se vede pe fața voastră că sunteți amândoi. Da, eu aș vrea să știu ce aveți voi de împărțit cu noi, că noi nu avem nimic cu voi. Voi n-aveți nimic. Păi nu, că voi n-aveți de împărțit nimic cu nimeni și voi nu faceți. Adelina, dacă voi... Păi dacă îi lasă niște răi și niște cârcotași... Nici măcar dacă aș vrea să împart ceva cu tine, n-aș avea ce niciodată. Deci n-a auzit tot ce a spus, că ei doi n-au nimic cu noi. Băi, femeia lui Dumnezeu, dacă într-adevăr n-ați avea nimic cu voi... Stai puțin, ei au ceva cu toată lumea, nu doar cu noi. Nu. La ce vă ajută? Spune-mi tu, la ce te ajută? Ce obții? Care-i mine? Satisfacție personală. Plat. Nu știu, cred că am spart vreo ușă, vreun geam pe acolo. Tu ai spart ușă? Da. Timpul pe care l-am petrecut cu Radu să mă cert, o să mă duc să mă văd cu bita mea. Unde? Acolo, unde? Acasă la ea unde stăia. Acasă stau. La ea unde acolo stăia. Să stau. Da. O să mă pun să dorm acolo în fața casei. Radule, tu crezi că Daniela are o strategie ascunsă cu Marinescu? Încearcă să-l aduc aici. Doar oamenii de plâns. Nu te suportă întreaga România. Îți intru eu în joc și bine. Vreau eu să scot afară. Hai, bine, hai, începe, hai, zi, ce am mai făcut? Nu mi se pare corect fata asta să facă ceva când noi am fost prietene, pau! O placi pe Ana sau nu, te-ai dorit doar? Nu, domnișoara Cristian n-a plăcut-o niciodată și știe și Nicolas clar că n-a plăcut-o niciodată. Că ai fost falși emiții. Dacă nu aveți nimic cu noi, deci da, dacă sunt continuu, că eu înțeleg. Nu vă atacăm. Ba, da. Georgiana a avut ceva de spus. Adelina, încetează să mai spui că eu te-am jignit, că eu nu știu ce. Te-ai băgat în seamă cu iubitul meu și am tot dreptul să mă bag. Pe cadru, ce m-am băgat în seamă cu iubitul meu? Era pe cadru și am zis două vorbe. Ce ești așa de disperată după iubitul tău? O, că nu ți le-au... Ce e dacă îi păi te las o să fii adică disperată nici nu fac griji, poți să te las într-o cameră. Dar pe bune, de fiecare dată, Georgiana, mi-aș face griji în locul tău. Decât să fie scârbită de mine cum ești udenic și urmă, mai bine să fie disperată. Eu acum... De unde știi? De unde stai să zic! Deci, îi ziceam Georgiane că pot să o las închisă într-o cameră cu tine, că nu mi-e frică, adică e degeaba. Georgiana? Da. Și Daniela zicea, da cu mine, da cu mine, da cu mine, zi, zi. Vai, da. Nu o să fii cu mine. Oricum, nu pasă despre voi, nu te-aș vrea eu în viața mea, așa că... Stai, stai, ho, calmează. Să te aude gagică tu. Prea ca să mă uit la tine. Macho man, macho man, stai puțin. Te aude gagică tu. Ce mai crede așa? Păi poate ea să spună că pe Georgiana ar lăsa o să stea cu tine închisă într-o cameră și nu și-ar face griji când noi, când eu eram în casa băieților și vorbeam cu Duțu și cu tine. Fost... Ea a sărit ca arsă. A fost cu totul altceva. Nu a fost vorba ca să vorbim. Te-ai gândit că poate a prins și mai multă încredere în mine? Păi, vorbim de săptămâna trecută sau acum două săptămâni? Nu, acum o lună. Vorbim de acum o lună.
drut. Hai mă, că n-a trecut o lună. Da, am stat două săptămâni în carantină, plus încă două săptămâni. Trei săptămâni, a patru. A fost în ultima zi când am filmat înainte de carantină. Dar ce vrei să o descoși tu, să vezi tu ce nu, se întâmplă? Nu, vrea să spună că dacă, păi, dacă ar fi, vrea să îngeloasă, dar pe Georgiana nu, adică vrea să cumple puțin. Daniela, mă închid cu 20 ca tine, da? Și eu am încredere în mine. Și are și ea. Nu, ca idee, ca să știi așa cum stai, la ce nivel ești în fața mea. Cu 20. La ce nivel ești tu în fața mea? Cum vrei tu. Ei. 20 ca tine și nu fac nimic. Păi, da, o femeie ca mine ar face ceva cu tine. Păi, tocmai te-ai spus. Hai să nu dezbatem, hai să nu dezbatem, că te acuză și prietenul tău, Geluțu. Hai să fim serioși. Ce hai să fim serioși. Te acuză prietenul tău, Geluțu, care... Că ce? Că ți-am dat dreptate când te-a jignit? Daniela... Îți spunea că-ți place. Daniela, tocmai ai spus tu singură, mai devreme, dar cu mine... Dacă păi da, pentru că cu mine ai o problemă. N-are. Nu am o problemă cu tine, ba, da. Nu. N-are cu nimeni. Crești, bine, poți să vin la tine? Nu am o problemă cu tine și am explicat la faza aia ce spui tu când ați vorbit acolo, era cu totul altceva, adică era vorba că el era supărat, eu bine, eram nu. Și supărată, era mă rog, cu altceva. Păi asta zic, de ce la mine ai reacțat? De ce la mine ai reacțat? Și după aia cu Georgiana zici, am explicat că n-a fost iubirea ta, a plecat afară, poți să s-o a plecat, e la baie. Am spus foarte clar și atunci că nu a fost gelozie. Ce? La, unde e Georgiana? E bine că vreau să mă duc acolo. Mergem la catenea. E la baie. O să te duci o colegi dacă ești atât de interesant. Auzi, dar cu cine ai vrut să te mai duci? Când te întâlneai cu... A? Cu cine? Cu cine ai, pe cine ai vrut să mai iei? Când ai vrut să te întâlnești cu... Cu... Da, nu dau numele că l-am mai dat toată și fac prea multă reclamă și nu merit. Am vrut eu să mă întâlnesc cu... Am vrut eu să mă întâlnesc cu... De! Dar ia zi-mi și mie, în ce context am zis eu chestia asta? De! Ce context? Da. Ce cauți să te întâlnești cu el? Doamne! Uite cum râde! Uite! Singura din casă care vorbește, deci... Asta a fost scuza ei. Da. Păi, dar ce a vorbit doar cu mine? A vorbit cu Adriana, a vorbit cu Georgiana... N-am mai ținut legătura Adriana cu el, pentru că a fost într-o relație. Așa. Relație. Ana a făcut mai live cu el. Ana cu el. La Ana a făcut live cu el, eu am făcut live cu el pe TikTok. Care e problema? Da, tu îți dai întâlniri cu el. Eu îmi dau întâlniri cu el? Ai tu dovezi că eu m-am văzut cu el? Nu stau să duc dovezile ție, dar știi că așa e, că te-a bufnit râsul. Băi, m-a bufnit râsul pentru că vă duce capul la niște chestii. Și eu nu sunt la poliție să vă duc dovezi cu pasiunea. Așa face de fiecare bine, dată, ăsta numai așa face de ție decât să mintă, dar dovezi nu are. E, vezi? Ce asta crezi? Am vrut să fie asumat. Dar nu-ți dau ție satisfacție. Asta am vrut să fie asumat. Eu nu m-am văzut cu nimeni. Nu te mai da trădată în dragoste. Nu m-am văzut cu nimeni. Dacă tot vorbești ceva, vină frate și cât o vezi. Ai auzit ce a zis? Păi, dar ce vrei dacă să-ți dau ție satisfacție? Deci s-a pus problema când s-a văzut. Băi! Păi dacă tot mă acuz de chestia asta și tu și Duțu, mai veni și ai spus că s-a văzut. Și tu și Duțu m-a acuzat. Dacă așa mă vedeam cu Marinescu, da, am relație în casă și puteam să-mi am asum. Și o întrebare. Crezi că dându-i numele, îl aduci în casă? Nu îl aduci. Nu vreau să aduc pe nimeni în casă, omule, înțelege, cu omul am schimbat trei mesaje. Nu vezi, mă, cum vă instigă? Cum sunteți? Bă, Daniela, vedeți cum vă instigă omul ăsta cu toate minciunile după lume ca să-l atacați? Asta face Radu. Asta e instigare? Bași minciuni. Da, da, ele nu mă atacă. Da, asta faci în fiecare zi, le bași cuvinte în gură. Te bași cuvinte în gură. Te frică că poate vine Marinescu în casă? Aia e problema. Știi care e problema? Păi da, dar atunci de ce te deranjează că îi se spune numele? De ce te iei de el? De ce te deranjează că îi se spune numele? Auzi, poate să vină 73 de concurenți. E, cum facem? Cum facem pe sezon 3? Am lângă, păi da, voi nu înțelegeți o chestie. Eu deja... Am lângă mine ce vreau. Eu rămân aici să vă fur de sumnați tot. Înțelegi? Că deja vezi că ai luat și expresiile, că și el zicea în sezonul 3, am venit pentru tot. Vezi că, păi, stai mă, vrei să te mint? Că păi ai lângă tine o persoană falsă. Asta zic. Tu pentru cine ai venit? Păi, să ne păi tu zici că ai e fals de reclamă o persoană și tu falsă și tot. Se aseamănă să... Păi stai că, cred că ori m-a urmărit pe mine, ori m-a urmărit pe el. Da, m-am uitat. Da, m-am uitat pe YouTube, da. Da. Cine nu s-a uitat? Pentru că toată lumea zice faptul că venim, auzi, auzi, zice toată lumea. Faptul că venim pentru aceleași scopuri în casa asta.
înseamnă că și tu imiți și el imită, că până la urmă toți am venit pentru tot. Nu, dar tu imiți, furi imiți. Hai să nu ne ascundem după deget și să spunem că ați venit doar pentru dragoste, că doar asta vă interesează. Ascultă-mă puțin, Radu. Că asta o găsea și acasă. Auzi? Uite, fii atent. Hai să zic o chestie legată de tine și de Marinescu. În gală, Marinescu, m-am uitat la episoade pe YouTube. Da, chiar m-am uitat și vreau să înțeleg de ce toată lumea vorbește de Marinescu și de tine și spune că tu-l copiezi. Am vrut să văd. E uitat. Nimeni nu mai vorbește de Marinescu. Păi, voi vorbiți. Vezi, e frică. Tu l-ai adus. Tu l-ai adus. Eu n-am dat nume. Tu l-ai adus. Mi-ai zis mie că m-am văzut cu Marinescu. Voi sunteți spionii. Eu n-am dat nume. Dar noi n-am zis nimic de el, măi, de asta nu înțelegi. Eu am zis o dată și după aia am spus nu mai dau nume că îi fac prea multă reclamă. Atât. Păi, dar de ce l-ai adus reclamă? Păi, că e adevărat. Vrei să zic al nume? A zis că nu dă nume, că nu știe nimic concret. Și asta e problema. Cine a zis că nu știe nimic concret? Păi tu nu știi nimic. Ce ai, mă, omule, azi? Diferența între tine și Marinescu e faptul că el nu arunca cu apă, nu scuipa, nu, și când se ridica în picioare era singur împotriva 8 persoane. Împotriva 8 persoane. Tu când te ridici în gală, te ridici să ataci 8 persoane. Cam asta e diferența. El avea creier. Păi nu mai îmi spune. Un creier diferit. Ok, avea. Da, nu mă interesează. Da. Nu mai spune nimic că imit dacă eu nu fac nimic ca el. Că ba da, da, păi tu mai ce zis replicile ai ca el și în ce ediția în casă și în gală unde stai, de tot ești, Trei vecini ai mei, dacă nu sunt despierte după el, uite că știți Doamne! Care mai dă ce dacă toată lumea spune că limiți, tot internetul spune că ești copii al lui Fidelă și tu zici că noi ne interesăm de el. Rușine. Uită-te pe internet, auzi, că grupurile sunt pline, auzi, grupurile de ea. Cam despre fiecare se spune chestia asta. Da, dragul meu, Radu. Draga mea, Ana, tu deja ești înscris în sezonul 5. Gândește la sezonul 5, lasă-ne până. Vezi că și tu te-ai înscris în sezonul 5, nu vorbești. Vezi că tu tot ce ai zis că intri în sezonul 5, că nu mai vrea nimeni. Nu mai vorbi de ele, că și tu ai zis că e o oportunitate. Vezi, că și eu știu multe de tine. Mamă, ce m-aș duce acolo, sunt și în București, m-aș duce și în sezon. Tocmai, ești înscris de multă vreme. Ai spus că nu vrei să rămâi cu Adelina. Dar nu te mai ia nimeni, că ai făcut destul de râs. Ai spus-o și știi bine că ai spus. E o oportunitate pentru ca să participi și în sezonul 5, că tot e în București. Asta ai spus-o tu, măcar real. Tu de unde știi ce afirmi? Dacă spune Nicușor ceva de ce afirmi, ce știi? Pentru că eu am adus chestia asta în emisiune. Te-a asumat. Toți din producție să vorbească la Canal D. Da? Așa. Dacă mă vede pe mine în sezonul 5 înscris, da? Eu în momentul ăsta mă descalific și nu mai vreau nici în sezonul 5 dacă m-am înscris. Calmează-te. Nu, păi și atunci de ce te mai bătai cu pumnii în piept că mă duc în sezonul 5, că dacă tot să filmează în București, mă duc. Sezonul 5. Lasă prăjeala că știi bine. Este sezonul 4. Așa ai spus. Eu am relație. Eu n-am vrut să mă duc în sezonul ăla cu relație. De sezon, dar sper să găsesc bani, alți oameni. Nu că se audă tot ce vorbești tu pe la hotel. Vrei să te minte? Da, Nicușor, foarte mult să mă duc. Nicușor, tu ai foarte multă credibilitate în fața noastră. Chiar, da. Nu mă interesează că dacă mă trăi... Nu mă interesează, o să mă duc eu în sezonul 5, dar vreau să dau de alte persoane, nu de voi. O să mă trăi de lumea de acasă. Te crede? Lumea de acasă pe mine. Cum să te ia crede? Voi. Și dacă te-ar crede lumea de acasă, pe mine mă crede lumea de aici. Ai idee? Cum? Ai idee? Că ei poate să verifice. Înțelegi? Cine să verifice? Să mă creadă lumea de aici că poate să verifice. Bă, să vadă că nu e adevărat. Cum v-a spus domnișoara Cristina în ziua aia că mai sunt încă 4-5 persoane pe lângă, nu? Să mă dea afară sezonul ăsta. Să nu mă primească nimic. O să lași cumva după aia să dai la întors. Așa ai emisiuni la tot. Așa ai făcut de fiecare dată când ți s-au dat dovezile în față. A spus că sunt falsificate, că nu știu ce. Știi? Că sunt pozele editate de fiecare dată. Fiecare dată când ți s-au dat dovezile în față, ai legat tot. Și acum faci la fel. Nu cred că el s-a înscris la sezon, ci și-a mai avut odată discuția asta, cum a zis atunci cu ședință. Hai, Daniela! Lasă la ședință, că am avut-o și aici toți în casă. Eu zic unde a contat. Aici nu contează, că sunt doar voi și mă contrazic cu voi. Eu atunci, eu personal, i-am zis cine s-a înscris la sezonul 5? A zis cine s-a înscris? Și zic, păi tu, pentru că așa mi-au zis fetele. Ana spusese atunci chestia asta. Ana și Roxana. Ești chiar și bine tu. Negat. Dar Cristina nu venea niciodată în viață. Să dea cu zepătire că te-ai înscris sezonul 5 dacă nu te înscrie Ana. Să fii serioși. De fiecare dată când l-am prins pe Radu, la mine ați venit voi și s-au dat dovezile în față, în față Ana, că n-a recunoscut, până nimeni n-a recunoscut. Ba, a spus că sunt făcături, ba, a fost cu Radu. Nu, zic, bine, mai tăi, că vorbești în mintea mea. Am întrebat Daniela. Așa o să fac și acum. Și cum? Zi, Adelina. Stai Nicușor puțin. Zi, Adelina.
Ba pe Ana, dacă s-a înscris în sezonul 5, Ana a spus nu. Și am spus, ai avea vreo pretenție ca Ana să recunoască și să... Deci să vezi ce râd de tine, bă, dacă Radu se înscrie în sezonul 5 și o să spună domnișoara Cristina numele lui. Okay. Deci să vezi ce o să râd de tine, că o dai urât. Te rog să râzi. Chiar a spus domnișoara Cristina că mai sunt încă 4 persoane care se presupun că s-au înscris. Bine, abia aștept. Și tu ești una dintre ele. Dovedește, dovedește. Bă, a zis. Dovedește. Dovedește, atât auzi, dacă bați din gură și altceva nu știu. Contrazice pe domnul Șoacna, imat pe vorbele dânsei. Așa, și ce înseamnă asta? Și ce înseamnă asta? Dovedește, adu dovezi, autoriza pe... De asta e înscris în sezonul 5, că oricum știi că au zis... Bă, acum o ataci, dar mai încolo, te spui colo în sezonul 5 și faci cuplu cu ei. Hai că da, hai, bravo, Nicușor, acum chiar ai dat-o, sincer, mă vește și râsul. Ce-a zis? Că se duce în sezonul 5, face cuplu cu Ana. Trebuie să te aplaudă de asta. Eu cu Nicolas, tot cu Radu. Aici a fost bine. Ține emisiune aici? Ține emisiune aici? Mă, vorbiți, mă, dar ce-mi vorbiți acasă? Am fugit de tine, te rog. Ce-mi vorbiți acasă? Am fugit de tine, te rog. O răi pe urmele Nicușor. Vorbim în Nicușor. Calmează-te. Nu-mi băga în seamă. Nu-mi băga în seamă. Că asta abrază. Doamne, în loc să se ducă și ei să întâlnească undeva la un picnic, la cum am făcut ei, în loc să ne ducem și noi la un hotel, cum au făcut ei aseară, să ducă la hotel, cum am făcut ei aseară să ducă la hotel, să steie... Da, da, eu o duc la hotel, nu duc la baie. Ai idee? Păi nu mă duc nimeni la baie, ce ai... Ai idee? Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a cas. Vreau foarte ori, în loc să stea cu ea frumos la... În cămăruța aia lor frumos amenajată, ei s-au dus la baie, fără camere. Cine știe ce au făcut pe la baie? Doamne ferește, eu. Și zice de mine că duci la hotel. Păi mai bine duc la hotel, că iubita mea, decât să o iau să duc prin băi pe aici, unde nu sunt filmat. Urât. Hai. Ați împărțit același vorbă. Adică tu stă... Eu n-aș... Asta ți-am spus niciodată, n-aș... L-ați împărțit la modul... Dar erați în pauză și s-a combinat cu ea. A venit, a fost cu tine și știi bine că... Ai încălcat regulamentul cu el. Pentru că eu cel puțin asta am văzut, asta e părerea mea, ok? Da. Te-a lăsat pentru naba. Care da, colega da, ta de cameră. Era colega, colega ta de cameră. Păi ieșiți împreună. Nu e un secret, toată lumea era colega ta de cameră. Păi n-aș putea niciodată în viața mea să... Niciodată, nici dacă... Și dacă mi-ar da cineva, nu știu, o sumă de bani, niciodată. N-aș putea să umblu cu una care... Niciodată. Cum sunteți? Geluțu, ce ai? N-a nimic. A venit Beatrice, gata. E tot în regulă acum. Da, știi tu. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.